Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Știință și imaginație cu un vechi camarad de arme, unul dintre oamenii de mare cultură pe care îi are țara și căruia poți să-i pui întrebări și despre chimie, că tocmai înainte să intrăm în emisiune, Cristi l-a întrebat ceva pe domnul profesor Sorin Antohi și sigur că a știut să răspundă, era în temă. Domnul profesor, multe s-au întâmplat în ultima vreme, dar se întâmplă tot timpul, ca să spun. E senzația asta de societate care se tot dă peste cap cu o viteză din ce în ce mai mare, exponențial, trăim așa vrem. Cred că da. Asta este o idee veche, totuși. Adică în secolul XIX, de pildă, filozofii istoriei început să vorbească tocmai la revoluția științifică masivă din perioada respectivă de accelerarea istoriei. Se scriau, de pildă, eseuri despre accelerarea istoriei. Toată lumea avea sentimentul că timpul trece într-o cu totul și cu totul altă viteză decât înainte. Totuși Thomson a spus atunci, toate lucrurile sunt clare, în fizică nu mai avem nimic de făcut. Părea că s-a încheiat totul. Erau niște petișoare pe acolo. Dar interesant este că științele, inclusiv științele naturale, cum ar fi de pildă științele de bază ca fizica și chimia, au învățat de la științele umaniste, în care deja la sfârșitul anilor 1880 se formulaseră ipoteze de tip sincretic inspirate de o nouă reflecție pornită din pozitivism și ajunsă până la noile discipline care erau psihologia, psihologia popoarelor, psihologia experimentală care evolua împreună cu ele, apoi anumite elemente din etnologie, din lingvistică. Deci toate acestea aveau un impact asupra unei noi viziuni despre logică, o nouă, o rescriere a logicii în formula pozitivistă, pozitivismul logic al școlii de la Viena, Wittgenstein este exemplul cel mai cunoscut, dar erau și alții. Deci există niște schimbări radicale care se petrec cam între 1880 și primul război mondial, ele nu sunt doar din interiorul științelor tari și experimentale, repet, ele vin și din științele umaniste, care fuseseră deja destul de serios influențate de începuturile gândirii evoluționiste, de pozitivism. Deci suntem tot acolo, ca să zic așa. Suntem tot într-o perioadă de eclectism și de sincretism. Din păcate, ce cred eu că s-a întâmplat în ultima sută de ani din acest punct de vedere, este că științele umaniste nu mai sunt parteneri egali de conversație. Da, cum sunt? Au rămas în urmă? Sunt au rămas în urmă. Au rămas în urmă. Adică științele umaniste, începând cu anii 60, au deconstruit ideea lor centrală de autoritate. Nimeni nu mai crede în interiorul științelor umaniste că umaniștii mai au ceva de spus, că mai merită să-i asculți. Și după 40 de ani sau 50 de ani, în care societățile au auzit la infinit de la specialiștii în literatură, în filozofie, respectați la început și apoi tot mai puțin, că ei de fapt nu au ce să le transmită, societățile nu mai ascultă. Cred că este un fenomen normal. Societățile s-au scos din priză și ascultă ceea ce oamenii de știință sau oameni din științele dure, cum ar fi matematică, fizică, chimie, din tehnologie, dar și din științe cum ar fi economia, care s-a ridicat în ultima sută de ani foarte mult, nu știința, teoria economică. Da. Îi ascultă pe ei. Aceștia au început să formeze teorii așa cum au putut despre sinele uman, despre societatea umană, despre viitor. Nu, trebuie să vă mărturisesc așa cum un afon mărturisește. Domnule, da, eu, urechea mea e surdă pentru muzică sau am întâlnit ingineri, nu vreau să zic nimic rău de Cristi, care nu poate să citească poezie, că nu le vibrează absolut nimic. Eu când aud de știința economiei, n-am niciun fel de... Cum să, nu am absolut nimic în creierul meu, nu mi-închipui că asta este. Bine, chiar știi. Judecând după efectele, cel puțin ultimii câțiva ani, da, asupra economiei reale, s-ar putea să
cred că se poate spune că economiștii mai au ceva de lucrat la propria lor știință. Adică acolo nu sunt răspunsuri univoce cum sunt date de științele tari. Poate că mai simplu ar fi să-i spui un discurs despre economie, un logos despre economie, nu o știință în sensul tare. Adică în care ipoteze riguroase conduc la... Nu la ei acasă. Warren Buffett în niciun caz nu e un mare teoretician, da. N-a venit, dar știe să facă specula aia cu și al treilea, al patrulea bogat al lumii, nu? Da. Ba mai e și om de treabă pe deasupra, ceea ce nu-ți vine să crezi, nu? Că și-a pus o parte din avere la Fundația Gates. Da, eu acum disting destul de net între cei care au competență în știința economiei, da, care predau la facultăți despre economie și cei care fac bani. Rare ori aceste categorii, două da, grupuri se întâlnesc. Eu am cunoscut personal un singur om, am cunoscut câțiva, dar să spunem unul cunoscut și în România, acesta este Soros. George Soros are o foarte bună formație inițială de economist și, să zicem, chiar filozof politic, pentru că a învățat la London School of Economics. Și acolo se învăța carte serioasă și acum se mai învață. Deci a plecat cu o formare teoretică foarte bună. Avea un fond de cultură generală extraordinar din familie, pentru că era o familie de evrei unguri clar, din patriciatul, avocați, profesiuni liberale, care aveau o școală foarte serioasă. Tatălui era, de exemplu, o figură absolut ieșită din comun. Unul dintre partizanii limbii Esperanto. Un om care putea să scrie în Esperanto, care a scris și a scris memoriile în Esperanto, care sunt fascinante ele însă. Un om cu o viață fascinantă, tatăl lui Soros. Dar Soros însuși avea, deci, această formație științifică riguroasă și o gândire extraordinar de flexibilă și de... Bun. Dar nu aș face prea mari legături între modul în care și-a câștigat averea și această viziune filozofică despre... Țin minte că cine le-a spus britanicilor, v-am speculat, dacă vă ceream să dați fiecare câte, nu știu cât, 25 de lire sterline pentru exact. Dădeați, nu dădeați, exact. I-am luat eu. Nu? Exact. Deci eu am fost la conferințe împreună cu Soros în care erau, bineînțeles, și figuri ale gândirii economice, inclusiv laureația Premiului Nobel, Amartya Sen, nu mi-am amintesc o fază sau alții. Nu, sau, bineînțeles, întâlnirile lor de la Davos și așa mai departe. Nu sunt convins că ei îl ascultau pe Soroșul care avea de făcut teorii despre lume. Da. El a scris cărți, unele destul de inteligente, mă rog, interesante, dar nu cred că de aici avea el succes de public. Cred că lumea l-a ascultat fiindcă ăsta a făcut bani într-un fel pe care ei nu-l prea înțelegeau. Și acolo este acest mister al științei economice, nu? Că sunt unii care în afara științei economice, poate că este la fel diferența ca între teologie și credință, nu? Da, sunt teologi extraordinari care muncesc o viață întreagă, dar nu ajung nici să-ți explice cum e credința, nici să creadă ei înșiși. Deci nu... Da. Sunt discursuri diferite, cred că sunt diferite. Bun, în ce se întâmplă acum în lume, câteva schimbări pe care o să vă rog mai târziu să le... așa că mișcări de șah pe tabla politică a lumii, dar iată, îmi dă colegul Cristian Român două idei. Știința se democratizează. Da. Din ce în ce mai multe lume se amestecă, puștimea se duce la... se împart obligații din partea cercetătorului s-a dat din domeniul cu tare, cine mai vrea să mă ajute pe mine și s-ar să ajute? Important? Da, cred că este fundamental, da. Da. Dacă înțelegem că în centrul dezvoltării științei există acest element de încercare și greșeală, nu? De iterație aproape infinită a ipotezilor de lucru urmată de verificarea lor experimentală, practică, atunci cred că un număr mare de cercetători care lucrează chiar în condiții relativ precare pot contribui la rezolvarea unor probleme de anvergură. Pentru mine științele și vorbesc de științele tari care și mai ales determinațiile tehnologice ale științelor. Deci acolo îmi este mai ușor să pot urmări acest impact al unui folclor sau cum să spun, unui nou folclor științific. Ce frumoasă idee, uite, folclor. Toată lumea lucrează, nu văd, de exemplu, un instrument folcloric masiv prezent pe internet, este Wikipedia.
Nu, acolo asta este. E o creație colectivă folclorică. Da. Nu e tocmai anonimă, așa cum se vorbește despre folclor, nu, creația anonimă a genului popular, nu știu ce. Pentru că sunt unii care contribuie mai mult decât alții, sunt unii care scriu, își dau numele acolo și dacă citești istoria articolului, vezi că sunt mai mulți care contribuie. Nici un autor dintre cei care participă la Wikipedia nu este acreditat de vreun for oficial. Scrie fiecare cum îl taie capul. Bun. Rezultatele uneori sunt catastrofale pentru că se ajunge la prostii absolute pe care încă 200 de milioane de cetățeni nevinovați le pot lua de bune. Pe de altă parte, în ideea inițială a Wikipedia a existat, cum știm toți, această idee că acest principiu că se poate prin folclor, prin socializarea maximă a creației, se poate ajunge la un efect cumulativ de corectare a greșelilor inițiale. Și se ajunge. Bun, în anumite cazuri se ajunge, în anumite cazuri nu se ajunge. Dar dacă pentru științele umane Wikipedia este mai curând o catastrofă pentru că introduce enorm de multă confuzie, cunoștințe care nu pot fi niciun fel demonstrate sau schimbate, pentru că dacă tu te apuci să schimbi un rând care nu-ți convine sau care nu este exact, sau chiar e fals, direct, sau poate rău intenționat fals, va fi întotdeauna încă cel puțin unul care va schimba la loc. Și nimeni nu mai reuși să arbitreze în final. Bun. În științele care au terminație tehnologică, această creație de tip folclorie cred că este salutară pentru că acolo există un ultim recurs întotdeauna. Există experimentul. Și bun, nu cred că se apucă toată lumea acum să arunce în aer acasă apartamentul făcând o experiență greșită. Nu vorbesc doar de teroriști, nu, care găsesc pe internet modalitatea de a construi o bombă nucleară. Dar sau, mă rog, nucleară nu poți să o faci acasă, dar în acest caz ceva totuși poți face acasă. Vorbesc de cei care, prin această iterație aproape nesfârșită de încercare și greșeală, pot corecta anumite puncte, pot emite ipoteze interesante și pentru știință e singurul lucru. Eu, în perspectiva științelor tari, am viziunea pe care o avea Paul Feyerabend. Și anume acest mare epistemolog, filozof al științei, avea o viziune extraordinar de deschisă despre știință și spunea acest lucru. Singurul principiu care nu inhibă progresul este că totul merge. Anything goes. Și asta gândești, el asta a spus. Deci el a avut ceva fundamental de spus și asta se leagă direct de ce spuneați mai înainte. În cartea lui despre experți într-o societate liberă, care este, dacă vreți, un fel de aplicație a cărții lui epocale numită Împotriva metodei, apărut într-o primă versiune în 1975, Against Method, în urma unui pariu cu marele matematician nebun Imre Lakatos, care era în planul lor amical să susțină până la nebunie teza raționalității, urmând ca Feyerabend să susțină în cadrul aceluiași pariu teza iraționalității, nu? Cine se teme de iraționalitate și de irațional. Lakatos n-a mai scris pentru că a murit. Nu și-a scris cartea și atunci avem numai partea lui Feyerabend. Dar în această carte el deja încerca să introducă în mod sistematic acest principiu de bază și anume că, într-adevăr, totul merge. Anything goes. Singurul principiu care nu inhibă progresul. Iar acolo este un pas cu fundamental, teoretic, și apoi într-o carte, se spune, mai aplicativă despre experți în societate liberă, spune, domnule, sigur că există oameni care au o calificare profesională și că trebuie să-i ascultăm, dar expertiza experților, ca să spun așa, trebuie să fie reintrodusă într-un proces de deliberare democratică, pentru că această expertiză nu este neutră. Ea are consecințe asupra vieții comunității și atunci ar fi bine că atunci când construim un baraj sau deschidem o mină de aur, să întrebăm și societatea. Expertul o să-ți spună, este extraordinar, societatea trebuie să se exprime și ea. Deci asta e o altă formă de democratizare a științei. O să vă întrerup așa, o să rog pe Cristi să ne arate schema care e acolo, dar vă spun că la UNESCO
încercând ei să aducă și parlamentarii la discuțiile UNESCO, eu am ridicat ipoteza asta bun și dacă vă pomeniți vreodată că se va pune la vot. Ce vreți voi, să votăm noi. Vă dați seama că teorema lui Pitagora n-ar trece în mare parte din cauza și alte teoreme pentru că ăștia ar vota contra, dacă ar fi să fie, cum vă descurcați în situația asta? Sigur că a fost așa doar o situație care a născut umor, nu mai mult. Schema aia pe care da, avem așa, care arată așa de complicată. Scientific American. E o schemă sugestivă, nici nu aș vrea să intru în detalii. Da. Deci timp de o zi s-a urmărit traficul pe net dintr-o mare companie și să se vadă punctele din care pleacă diferitele căutări și locurile unde se ajunge. Și se constată astfel că cine se apucă să facă o căutare, să zicem, în zona educației, imediat va sări și la tehnologie, va sări și către biologie, către matematică, către alimente mai puțin, dar vor merge și către zona de afaceri. Este o diagramă care arată cumva, cum să vă zic eu, tiparele de căutare în zona respectivă pentru care s-a făcut analiza respectivă, exact asta s-a urmărit, să se vadă cum evoluează traficul înspre, în diferite direcții. Chestia acolo îmbărligată și plină de cuvinte a fost publicată în Scientific American, numărul din decembrie anul trecut. Ei au fiecare număr câte o reprezentare din această grafică. Un fel de creier social. Care e foarte sugestivă până la urmă. Acum, fiind rezoluția mică a ecranului, am prezentat-o numai așa, ca aspect estetic, să numesc așa. Dar oricine își poate da seama că lucrurile în ceea ce privește internetul țin de un soi de viață internă. Democrația despre care vorbea domnul profesor, internetul, cred că o exprimă cel mai bine. Aici părerile sunt exprimate în mod continuu, în permanență sunt puse în discuție și nu numai la niveluri foarte înalte. Și chiar la nivelurile din acestea, de, cum să le numesc eu, de oameni care nu au nici măcar o minimă expertiză într-un anumit domeniu. Și lucrul ăsta este foarte sănătos din punctul meu este de vedere. Este sau nu este sănătos? Asta e întrebarea. Știți ce se întâmplă? În toate chestiunile acestea se pune problema de a distinge între opinie, judecată și expertiză. Adică, în general, în România, în sfera publică, a dispărut, dar tot mai mult în toată lumea, oriunde te întorci, diferența dintre opinie, judecată și cunoaștere bazată pe expertiză s-a șters. Și toată lumea are opinie despre absolut tot. Ba mai mult decât atât, are dorința să-ți impună opinia sa, dacă e posibil, imediat. Și atunci nu mai are nimeni recurs la o autoritate care ar fi, să zicem, locul expertizei, care ar fi locul social al expertizei. Asta e o veste proastă în general. Numai cu două secole înainte, Voltaire spusese je suis contre ton opinion, dar am să mă bat până la moarte pentru tot dreptul tău de a vorbi. Asta e un principiu liberal pe care mulți autori l-au formulat, reformulat. El e foarte bun, nu este întotdeauna respectat. Problema este dacă în continuare confuzia dintre o opinie și o analiză sau o judecată argumentată se menține. Dacă această confuzie este cultivată sistematic, atunci e rău. Dacă această idee că opiniile sunt libere și trebuie exprimate, o idee în care cred sincer, poate fi salvată fără nicio problemă, trebuie totuși reamintit că există și anumite elemente de autoritate bazate pe competență. Și acolo trebuie deliberarea în sfera competenței. Asta este judecată. Eu aș vine aici cu o completare. Internetul este în perioada copilăriei sale. Da. Am putea să facem o comparație cu ce s-a întâmplat după apariția cărții tipărite. Da. Și atunci au fost foarte multe
să le zicem, deșeuri, care au fost eliminate încet, încet, pe măsură ce lucrurile s-au structurat. În zona internetului pot accesa și lucruri care țin de o incompetență crasă, dar în același timp, în ultima vreme, în ultimii ani, am învățat cum să-mi pot selecta informațiile. Și bănuiesc că pe măsură ce internetul va evolua și iarăși un lucru foarte important, să înveți să-ți alegi sursa informațiilor pe care știi ce se întâmplă, să tot domnul Antohi a spus memorabil odată, a fost atunci însă o falie și s-au stricurat pe acolo Galileo Galilei și altele și autoritatea, puterea la cât? La două secole după apariția tiparului, uite cum s-a zguduit cu totul și am ajuns acum. Vă propun un moment de promo. Cu opțiunea DVR de la UPC poți să oprești, să derulezi și apoi să continui să urmărești emisiunile difuzate în direct când dorești. Redescoperă privitul la televizor. Emisiunile tale favorite rulează atunci când vrei tu. Comandă acum opțiunea DVR la 031 100 1000. În direct, cum vă spuneam. Bun, după ce au spus, Obreja face profit din bani publici. Echipă puternică astăzi în studio. Nu puteam să renunț, fiindcă aveam o clauză de a plăti 500.000 de euro dacă îmi dau demisii. În campionatul nostru nu a avut o evoluție bună, în cupele europene, ce? Da. Eram aproape și să ajungă în primăvară europeană. Pe Tătărușanu l-am luat de la Liga 3-a. Nu credeam! Nu fond de ce, n-ar fi nicio crimă până la urmă. Duminică 22 aprilie de la ora 14, nu pierdeți o ediție specială Mișcare, Sănătate și Frumusețe, dedicată cunoscutei creatoare de modă, Liza Panait. Recomand ca femeia să fie romantică și aduc aminte că este femeie. Vom vedea câtă muncă stă în spatele colecției Vintage Symphony. Elevi. S-a dat startul competiției Fulger, o emisiune concurs în care protagoniștii sunteți voi, elevii ai tuturor școlilor din București și din țară. Vă așteptăm pe toți! Probabil că titulatura emisiunii noastre, Competiția Fulger, le sugerează lor că trebuie să fie cum? Foarte? Rapizi, sigur că da! Competiția Fulger! Ne întoarcem la discuția noastră. A apărut internetul, se comportă, spune domnul Cristian Român, așa cum societatea se comporta după apariția tiparului de la un moment dat și se va stabiliza. În ce sens se va stabiliza? Nu știu în ce fel se va stabiliza, că nu pot face profeții. Este în orice caz clar că în haosul internetului există, nu, așa cum se arată și pe aceste hărți de căutare. În mod ciudat, chimia este, se pare, un lucru mai puțin legat. Biologia se leagă de toate celelalte domenii, chimia, nu știu de ce, e mai puțin legată. Asta merită odată o discuție cu chimiști. Ce este însă clar peste tot este că nuclee de autoritate încep să se coaguleze peste tot în această imensitate. Ele dau ordine sau doar așa se... Ele dau destul de multă ordine și, de pildă, Enciclopedia de Filozofie Stanford sau Enciclopedia Catolică, astea ambele sunt online, sunt surse absolut total creditabile, cu articole scrise de cei mai autorizați experți
Și prin urmare există pentru aceste vaste domenii, să zicem teologie, filozofie sau confluența lor, plus fundamentele lor culturale, psihologice, societale, instituționale, există resurse. Vă dau doar două exemple. Există multe asemenea lucruri, nu? În jurul marilor universități, la Harvard, să spunem, pentru științe medicale, în mod sigur există resurse, vă spun ca om care, bolnav fiind, m-am căutat acolo mult și am găsit multe lucruri extraordinar de interesante, dar deci lucrurile acestea se formează. Mai există ceva, o creștere a presiunii ca să se ajungă la open source de la început, la a fi postare pe internet gratuită de la început, a resurselor asta autorizate. Revoluție cu adevărat. Și asta începe să se întâmple. Eu vă spun că lucrez, de pildă, acum coordonez împreună cu doi savanți germani o enciclopedie a umanismului în 10 volume, care va apărea în germană, engleză și chineză, pentru că sunt și parteneri chinezi, inclusiv finanțatori. E un proiect vast, care ne va lua ani de zile, dar pe care l-am început de 2 ani și pe care l-am pregătit conceptual destul de bine. Și pot să vă spun așa, că există deja anumite lucruri pe care noi vrem să le discutăm, care pot fi în mod simplu pe versiunea internet înlocuite cu un link către un articol pe care noi cu toții în comitetul de redacție acolo îl judecăm de excelent. Dar e rost să repetăm la nu știu ce infinit, să spunem noi, când este într-o formă absolut perfectă. Deci există posibilități de interconectare absolut fără precedent și noi vă spun că ce ne ține în momentul de față, iar peste două săptămâni avem o discuție tehnică la Berlin chiar pentru asta, e următorul fapt. Am început, desigur, cu un proiect scris, nu? Să scoatem cărți, aproximativ 5.000 de pagini, în 10 volume, cam de aproximativ 450-500 de pagini, cu ilustrații cu tot, dar este evident, bun, ceilalți doi colegi coordonatori sunt oameni de 74-73 de ani, dar unul clasicist, altul filozof al istoriei. Și eu la 55 știu de existența, de multă vreme de existența internetului, pentru că în America am avut de-a face cu Google sau alte motoare de căutare în anii 90, chiar la începutul lor. Îmi amintesc momentul în care a fost șocat de unul din mentorii și prietenii mei, marele filozof și critic literar comparatist Hayden White, care mi-a spus la un moment dat, la sfârșitul anilor 90, că el își face mare parte din cercetare pe internet deja, cu motoarele de căutare care erau atunci, inclusiv Google. Și eu, care aveam un tricou promoțional de la Google, de la o expoziție de la Stanford, îi spun, cum, zic, vrei să spui că tu, care ești, nu știu ce, ai învățat atâta și nu știu ce, tu te uiți acolo? Zice, da. Și asta era acum 15 ani. Deci, este evident că anumite, asta era ideea cu care începusem, nu? În anumite locuri de pe acest spațiu non-topologic al internetului, potențial infinit, există deja coagulări de autoritate, de informație expertă, critică legată de anumite autorități pe care toată lumea le recunoaște. Se poate vedea, de pildă, cum de multe ori pe sutele de mii de situri internet parazite care preiau informația dintr-un anumit loc și o declină la infinit, găsești și articolele corecte. De foarte multe ori articolele aberante, bineînțeles, care sunt repetate sute de mii de ori până când ajungi la ele, dar tot mai mult articolele serioase. Pentru că noi discutăm despre acest și închei despre enciclopedie, discutăm despre proiectul concret editat pe hârtie cu ilustrații cu tare, am ajuns la problema foarte serioasă de la început, pe care imediat și colegii mei au acceptat-o. Că există resurse multimedia pe care le-am pune mult mai, numai mai ieftin, dar și mai eficient pe internet pentru toată lumea, cum ar fi, de pildă, muzică, filme, imagini în general, care în orice caz vor fi acolo. Și din momentul în care discuția tehnică, ediția germană, apare la Academie Verlag la Berlin, directorul editurii, care este un profesor de germanistică veche, a spus, zice,
Bineînțeles că, de fapt, noi vorbim aici despre un proiect care va fi exclusiv pe internet. Și acum, sigur că ne punem problema, dacă găsim finanțări destul de mari ca să putem pune totul gratis de la început pe internet, asta, de fapt, ar fi soluția la care toți ne gândim. Și partenerii din China, de pildă, cu care lucrăm, din Taiwan, din Hong Kong și din China continentală, ei, deși sunt mai lacomi, cred eu, poate doar un stereotip decât noi, au înțeles potențialul nemaipomenit al afișării de la început gratuită. De fapt, ne-ați deschis o mică revoluție. Ce urmează? Păi nu, dar asta este, se întâmplă. Eu am văzut asta, am participat la discuții la Stanford în perioada 99-2000, cât am stat acolo, la Centrul de Studii Avansate. Editura Universității Stanford se pregătea să facă o fuziune cu o editură de lucruri electronice, cum ar fi e-books, pionierele, să spunem. Bun. Și evident că discuția imediat a ajuns la finanțări, la așa mai departe. Bun. Faza actuală în care suntem, și vă spun din experiență, cărțile pe care le scot într-o colecție împreună cu un coleg german și un coleg din Taiwan, într-o colecție de carte care apare simultan în Germania și la Taiwan, la Taiwan, în National Taiwan University Press, ele, cum să vă spun eu, ar trebui puse, de fapt, imediat gratuit pe net. Deocamdată, până construim imaginea colecției, nu vrem să punem gratuit, pentru că lumea în care reține, spunea aia, dacă e gratis înseamnă că nu vrea nimeni să se facă, o să puneți gratuit. Dar ideea noastră de la început așa a fost, dacă găsim suficiente finanțări la fundații de stat, private, comitete și așa mai departe, comisii, atunci ar fi interesant să punem de la început totul acolo, pentru că difuziunea globală, instantanee, gratuită, cred că este visul tuturor celor care scriu ceva. Ce fabuloasă putere de a vedea în viitor a avut Asimov, dacă absolut, te gândești la cartea Fundația cu planeta aia pe care se ascundă tot, absolut. Chiar o construiți acum. Dar să vă spun numai un lucru atât vreau să vă spun. Numărul celor care sunt pasionați de science fiction pe care eu i-am descoperit în viața mea internațională, în cele mai... Nu medieviștii, că asta știam, da. Toți erau sefiști, nu? Asta, cu ei era mai simplu. Da. Toți erau acolo, bun. Dar am descoperit persoane... Dacă mă picai cu ceară, n-aș fi crezut că... Și la un moment dat îl văd că... Și ne-am recunoscut. Ne-am dat seama, uitându-ne în ochi, că aveam pasiunea comună. Da. Da? Viitorologii pe care i-a adus Adrian Curaj în România, la o întâlnire, am stat... Erau în spatele meu un autobuz. N-au discutat decât despre cărți de science fiction de aici și până la Tulcea, unde a avut loc întâlnirea și unde era clar că își strânseseră de acolo. Vreau să vă spun așa că discutăm despre internet. În urmă cu 2 ani am fost la ISPRA, lângă, în Italia, la un joint research center. Am văzut un grup de softii geniali, puși de Uniunea Europeană să facă, de pildă, un buletin de știri care se schimbe la fiecare 10 minute pentru Bruxelles. Dar oamenii ne-au spus, jurnaliștilor de știință prezenți, că de fapt principalul lor țel acolo, să se strânseră în grup, era să studieze internetul. Noi am rămas, jurnaliștii prezenți, dar am rămas fără grai. Păi nu lucrați în el. Da, nu știm ce a ieșit. Habar n-avem ce a ieșit. Da. Uitându-mă la schema asta pe care ne-a prezentat-o Cristian, chiar acolo. Bun, ia să vă mai întreb așa. Deci democratizarea științei, până să ajung la politică, vă mai întreb, bun, femeile intră în număr tot mai mare. Da, am fost recent în Germania și apoi în Olanda la experimentele cu celulele STEM, n-am văzut niciun bărbat. Da. Erau îmbrăcate în alb, vreo 20 de duduici de doamne, fiecare se numea un țesut de miocar, celulele STEM acolo, te uitai la ne-arătat, încep cu o remarcă aparent misogină pe care a făcut-o un coleg de-al meu german, clasicist. El a spus un lucru foarte important, foarte serios. Discipline sociale și umane sunt feminizate în ultimii 20-30 de ani într-o manieră fără precedent și asta a avut un impact asupra manierei în care aceste științe se practică. Și nu un impact bun, sau un impact care rămâne discutat. Deci aici este un fenomen invers. A fost aproape o
un exod al bărbaților din disciplinele sociale și umane. Din cauza că pe piața generală a muncii salariile mai bune se găsesc în alte părți. No, chiar în Occident. Chiar în Occident. Nu, dar vă spun de acest... Deci e un lucru absolut reprobabil. Lucru salutar este început încă de la sfârșitul secolului XIX, o prezență masivă a femeilor în științele tari, în științele experimentale. Și nu ne amintim doar de Maria Sklodowska, măritată Curie, și devenită Marie Curie, ci de o întreagă listă de persoane extraordinare care au contribuit masiv. Acum cred că sunt discipline în care pătrunderea femeilor este absolut spectaculoasă. Biologia, științele biomedicale ar fi unul dintre aceste domenii. Am văzut de pildă confluențe între nu doar între fizică și biologie, nu biofizică și asta. Extraordinar lucru nou, interesant, făcut de femei în combinația dintre biologie și matematică. Am fost coleg la un institut de studii avansate la Berlin cu o extraordinară cercetătoare germană care acum lucrează în Elveția, exact la această fuziune între biologie și matematică, un lucru de mare vârf. Bun, un lucru care se întâmplă în mod evident este că pentru științele care duc la tehnologie și în general științele care au o terminație comercială, progresul cred că va continua să se accelereze. Deci acolo se vede investiția, adică într-un mod absolut spectaculos. De pildă, mergând în ultimii 20 ceva de ani în Occident și în ultima vreme mergând și în China, am putut observa creșteri de neînchipuit încă acum 20 de ani, sau poate chiar și acum 15 ani, la politehnici, universități tehnice tradiționale, cum ar fi în Germania, unde de la nucleul universității inițiale s-a ajuns la o structură de cercuri concentrice în care universitatea și partenerii privați au lansat hectar după hectar după hectar de clădiri unde investițiile în altă tehnologie, joint ventures între universitate și lumea privată. Bun, asta acum există, bineînțeles, în Statele Unite, masiv, în Anglia, între universitățile mari, nu doar fostele politehnici, dar universități tradiționale, la Cambridge mai mult decât la Oxford. Această dezvoltare spre tehnologie prin joint ventures cu Oxford e mult în urmă de față de Cambridge în această competiție. Aici au mers. La fel universitățile chineze, unde atât în China continentală cât și în celelalte două, Hong Kong și Taiwan, investițiile pentru joint ventures între universități și sectorul privat au crescut absolut exponențial. Deci universitățile acestea tehnice, în Germania se cheamă Technische Hochschule, da? Ea a fost, asta e un sistem inființat în perioada lui Bismarck. Ce era acolo? În jurul unor facultăți de științe umane, deci aveai filozofie, aveai istorie, marile discipline umaniste, aveai geografie, aveai științe de bază ale, dar în orice caz filozofie și istorie aveai. Se dezvolta nucleul de științe tari, fizică, matematică, chimie, medicină. În jur se desfășura după aceea tot, se declina tot sistemul ingineriei, științelor inginerești. Da. Asta este structura Universității Tehnice Germane, care este imitată după Universitatea Humboldtiană, care avea toate disciplinele. Dar același sistem enciclopedic a fost puțin, să zicem, adaptat la tehnologii. Nu? Pentru că e vantajul acesta în jurul nucleului dur. Dar în nucleul dur și în ziua de azi la universitățile tehnice din Germania găsești științele umaniste. Ei au vrut să păstreze discuția în continuare între științele umaniste și științele tari. E un nou domeniu care apare în ultimii, aș putea să spun, în 10-15 ani, foarte spectaculos în țări cum ar fi Germania, Anglia, Statele Unite, dar tot mai mult și în alte părți, așa zisul domeniu al științelor umane medicale.
Adică asta înseamnă confluența dintre istoria medicinei, studiul eugenismului, rasismului, experimentelor medicale extreme, intervenții medicale, toată problema biopoliticii, nu? Controlul biomedical al societății umane. Deci acestea sunt niște domenii de vârf care în ultima vreme s-au dezvoltat spectaculos și în care anumite fundații, de pildă, așa guverne, bineînțeles, instituții guvernamentale, anumite fundații, cum ar fi cea mai bogată fundație britanică, The Wellcome Trust, investesc sute de milioane de lire sau dolari, miliarde. Medicul sociolog mi s-a părut a fi un personaj care se ridică foarte tare în Germania. Este această revenire la niște experiențe vechi de 100 de ani și mai bine, care au dus prima dată, au pornit în felul următor, în jurul ideii societății perfecte, nu? Au pornit cu această viziune a statului asistențial perfect, ideea statului grădină, nu? Care cultivă, statului grădinar, nu? Care cultivă, înfloresc cele 1000 de flori, cum spunea și Mao, dar le și plivești pe alea rele, buruienele, le arunci. Deci, e interesant că la începuturile statului asistențial, și în țările mai spre stânga, ca țările scandinave, și în anumite contexte liberale, chiar conservatoare, cum ar fost în Statele Unite, a apărut această idee de intervenție biomedicală în societate. De a construi societatea perfectă într-o zonă conexă cu între science fiction și utopia clasică, da, marea literatură, este Huxley. Da. A Brave New World, Mândra Lume Nouă, da, în care se fac experimente, sunt creați în neprubetă, populația viitorului, populația perfectă. Deci eu cred că această fantasmă extrem de profundă a societății umane, pe care se regăsește în absolut toate proiectele utopice, și anume o umanitate mai bună, omul nou, în toate religiile ai pe novi homines, oamenii noi, în toate viziunile despre lume. Toată această discuție are o componentă biomedicală foarte marcată, care în condițiile în care populația lumii îmbătrânește, tehnologic este posibil să te joci mai mult decât înainte cu natura, să prelungești viața, să înlocuiești anumite membre care sau organe interne. Se întâmplă tot timpul asta. Se întâmplă tot timpul, dar se întâmplă pe o scară din ce în ce mai vastă și cu niște ambiții tot mai, ai zice, nebunești, de ucenic vrăjitor, de a opri îmbătrânirea, de a nu știu ce. Ați emis la începutul emisiunii o axiomă. Progresul nu se oprește. Da. Deci, nu, este evident că suntem într-o fază în care această rută, de pildă, dacă ne concentrăm numai pe ea, ruta, reluarea acestei rute către lumea perfectă a tehnologiei viitorului, în care tehnologia rezolvă fără să se prea preocupe de problemele de natură etică, morală, teologică, religioasă, chiar politică, ideologică, și încearcă să resoarbă toată această problematică vastă într-un sistem de alegeri tehnologice. Și în care decizia se ia în felul următor. Dacă se poate face, atunci vom face. Asta este ultima limită, inclusiv în discuția care se poate și în domeniul etic-moral, care se numește îmbunătățirea omului, human enhancement. Da. Iar dacă nu nou, se poate face, oricum vom încerca. Puteți, dar ideea este, dacă se poate face, atunci o facem. Da. Suntem acum într-un cadru în care, nu știu cum s-a întâmplat, 2012 nu i-am desfârșit de lume, dar e sfârșit de multe regimuri în multe părți. Vin președinți noi, se schimbă se schimbă parlamente, se întoarce Putin... Pleacă dacă sau nu pleacă a plecat Obama? Vreodată, da. Da, dacă a plecat vreodată, n-a plecat până acum deloc, da? Cum se simte asta, nu? Barack Obama va fi ales sau nu? Asta iar nu pot să fac o profeție. Acum, dacă îi văd contracandidații, nu cred că va avea o viață prea grea să fie reales. Da. Dacă nu se întâmplă nimic catastrofal în economie, așa spune toată lumea, specialiștii în toate chestiile astea spun, oamenii bine informați, spun că dacă nu apare o catastrofă economică, atunci Barack Obama, care nu a avut performanțe deloc, va fi reales.
rezonabile, adică mici performanțe a avut, pot să zic. Tot cumva imaginea Statelor Unite s-a mai umanizat. Da, într-un fel sau altul, dar fără ca să existe schimbări masive în domeniul politicii externe, unde s-a născut imaginea proastă a Americii, nu? Da. Că asta era problema. În cele două războaie, pe care totuși, uite, le cam stinge. Da, asta rămâne de văzut. Eu nu cred, eu văd mai curând, sunt printre cei care văd continuități extrem de vizibile, de spectaculoase în politica externă americană. De ce? Pentru că, în general, agenda politică internă este cea care îi preocupă cel mai mult pe politicienii americani, fiindcă asta înțelege mai ușor electoratul lor. Când ajung la teme de politică externă, nu prea vorbesc candidații, sau dacă spun, în general spun foarte multe prostii și câteva banalități, după care sistemul militar-industrial își spune cuvântul și vezi o politică externă care nu diferă foarte mult de cea a predecesorului. Pe plan intern poate fi ceva diferit sau măcar încercări de a face ceva diferit, cum au fost sub Obama, încercarea de a relua anumite programe ale Partidului Democrat și a relansa chestiunea asigurării medicale mai cuprinzătoare. Astea sunt lucruri relativ minore. Pe care noi nu am înțeles-o, dar probabil că este foarte important. Oricum, în momentele de euforie după alegerile lui Obama, normale, dacă te gândești, pentru că un om de altă culoare a venit în America, Mircea Malița, la o întâlnire publică, a zis criza care pornise va dura 30 de ani. Bancherii care încercau să se ridice și să spună nu suntem de vină s-au așezat toți cu minți să ascundă în spate, dar poate fi scurtată dacă Obama are un al doilea mandat. A fost eliptic, așa, nu s-a vrut mai departe. Ce am înțeles noi este că nu va avea curajul să atace barierele complexului militar industrial și pe de o parte și Wall Street-ul pe de altă parte în primul mandat, dar că poate că în al doilea va face câțiva pași. Nu-i va fi teamă. Deci ca idee așa. Repet, discutând cu oamenii care sunt specialiști, pentru că eu nu sunt specialist în domeniile acestea, le cunosc la nivelul opiniei generale, citesc articole de analiză atunci când pot, nu cred, nu întrevăd o posibilitate de a schimba actuala organizare a lumii capitalului global. Pentru că acolo este concentrată puterea. Este, și statele, cu excepția Chinei, nu? Care reușește să facă, cum să spun, să realizeze visul negru, coșmarul marxismului clasic, care este capitalismul monopolist de stat. Da, da. Deci ăsta era coșmarul ultim al marxiștilor. Ei s-ar putea ca acești chinezi să-l... ei deja mi se pare că îl împlinesc. Adică un stat suficient de tare și de autoritar în anumite momente în care echilibrul pe care vrea el să-l construiască pare amenințat și atunci efectiv mai împușcă, mai ascunde, mai nu știu ce. Deci acolo lucrurile sunt rezolvate rapid. Deci acest stat destul de tare, pentru care democrația nu e niciodată o opțiune. Ei te întorc acum în ultimele, poate să zicem așa, în ultime perioade, poate în ultimii 5 ani, și Occidentul a lăsat-o complet moale cu democrația în China. Au ajuns la concluzia care era cunoscută de la epoca luminilor, că există despotisme asiatice și lăsăm să-și vadă de treaba lor. Ei nu pot spune asta public, pentru că este, cum mereu spun, acest conflict între valori și interese, în care evoluează toate guvernările, inclusiv cele occidentale. Nimeni nu poate spune deschis, îi lăsăm pe chinezi să facă ce vor ei acolo. Dar deja, în punctele mari, unde altă dată Occidentul era mult mai vocal și mult mai activ, lucrurile s-au tasat. Da. Și asta se simte inclusiv din partea chineză, am văzut-o în ultimii ani, discutând cu chinezi din China continentală, pentru că sunt și ei brusc mai relaxați. Nu simt nevoia să mai dovedească ceva, nu vor să mai contraargumenteze, își văd de treabă, business as usual. E un lucru... poate greu de imaginat acum chiar 5 ani, pentru mine în orice caz destul de greu, acum 10 ani în orice caz greu de imaginat, că Occidentul efectiv acceptă cam tot.
Și cred că acceptă tot mai mult. Nu are încotro, iar eu am să vin cu argument lateral. În fiecare an ies 33.000 de ingineri din facultățile lor. Nici nu ne închipim cât de greu înseamnă asta, dar putem să ne așa. De Statele Unite, China, Rusia s-a întors. Putin și nu știm ce. Dacă se duce Putin își va vedea de treaba lui. Ei încearcă să garanteze printr-un stat autoritar, nu în sensul cel mai rău al cuvântului, dar totuși un stat cu un mare deficit democratic, unde alegerea s-a făcut între eficiență și democrație. Și s-a ales eficiență. O mare parte din populație crede că nu e o alegere proastă. Eu discut cu persoane, de pildă, din medii intelectuale, academice rusești, în care presa lui Putin la început era execrabilă, și acum când vorbește, îi spun, bine, sigur că da, bun, sunt excese, sunt cutare, dar hai să comparăm ce e acum în Rusia cu ce era... Și când ai 60% din voturi pentru tine sau aproape asta, aș adăuga un element. În toate laboratoarele în care mergi pe pământ, indiferent că e astrofizică, pe biologie moleculară, este și un rus care e important. Nu s-au sărăcit prea tare. Au de unde să scoată mai departe. Nu, cred că sistemul lor de educație produce în continuare. Eu am văzut la sfârșitul anilor 90, înainte de... Deci, imediat, deci, vorbim de anul, să vorbesc exact de anul 2000-2001, când a existat cu adevărat o preocupare de a relansa, au început primele donații private și cu relansarea ciclului de finanțare de stat datorită lui Putin, au început să se întoarcă din străinătate sau să meargă să facă naveta. Știu foarte mulți ruși care acum fac naveta între universități mari și universități de la Moscova, au început să fie plătiți atât de bine, încât chiar dacă nu schimbă viața lor deja stabilizată între timp în Occident, se duc acolo și câștigă în câteva luni la Moscova cel puțin la fel de bine ca în restul anului unde stau în America sau Anglia. Vă spun că cel puțin în două domenii și Cristian Român și eu citim ce se întâmplă, matematică și astrofizică încă domină deasupra mult. Uniunea Europeană, că suntem la ultimile minute, șchioapătă, își dă duhul, respiră greu. Într-o versiune minimalistă, Uniunea Europeană va fi probabil tot timpul acolo. Nu cred că vom asista la o desființare rapidă sau chiar de termen mediu. Dar este sigur că anumite pretenții pe care Uniunea Europeană le-a avut de la membrii săi vor trebui revizitate, vor trebui reduse. În sensul că lucrurile, cred că la nivelul mare al Uniunii Europene, o viziune mai concesivă despre rutele către prosperitate, cum era și cu comunismul, dacă vreți să fac o comparație, nu? Calea națională către. S-ar putea întâmpla ca aceste căi naționale să devină tot mai plurale și nu mai puțin plurale. Eu mă uit la faptul că, de pildă, Grecia a fost lăsată să facă aproximativ ce a vrut până în anumite momente, chiar dincolo de anumite momente. Mă uit la faptul că Ungaria, care sub un guvern, să nu spun fascist, dar în orice caz cu derapaje fasciste destul de masive, a fost lăsată în principiu cam în banii ei. Bun, a fost șantajată cu una alta și pentru că ei nu prea făceau ce trebuia pe plan economic. Deci de aici au apărut anumite probleme, dar și acele au fost niște amenințări, niște ridicări de ton. Dar față de deficitul democratic extraordinar, spectaculos, pe care l-a construit guvernarea Orban, Uniunea Europeană nu prea a reacționat. Deci asta îmi indică îmi indică o viziune, să spunem, de real politic, nu un fel de, nu blazare, dar un fel de machiavelism sau de înțelegere, într-adevăr, real politică a situației. Și atunci, dacă vrem să păstrăm acest aranjament într-o formă sau alta, e clar că el trebuie să devină mai flexibil. Singurul câștig real pentru cetățeanul simplu rămâne libera circulație. Da, sigur că. Bineînțeles că grănicerul ori nu mai există, ori se uită cu totul altă parte. La început noi am trecut prin faza în care se uitau către noi cu pușca înspre interior, au ținut o vreme înspre exterior, nu știau nici ce să facă cu pușca, acum au închis-o complet la rastel. E un progres, bineînțeles. Da. Aici ne aflăm, uite, cu starea lumii, dacă ar fi să... Starea lumii în variantă Sorin Antohi.
discutăm despre știință, despre felul în care merge societatea, internetul și despre, iată, Uniunea Europeană și contextul în care ne aflăm cu toți. Asta a fost Știință și Imaginație de astăzi, cu multă imaginație. O zi bună vă doresc!